În fiecare an, campaniile derulate de Ziua Mondială a Sănătății au teme diferite. În 2014, Organizația Mondială a Sănătății stabilind drept temă pentru această zi bolile transmise prin vectori. În 7 aprilie, în fiecare an, se celebrează Ziua Mondială a Sănătății, iar între 7 și 10 aprilie este o campanie care se dedică sănătății în general. În fiecare an se alege o temă. Tema din anul ăsta este influența vectorilor asupra transmiterii bolilor. Campania organizată în 2014 cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății se concentrează asupra unor vectori importanței bolilor pe care aceștia le pot cauza, precum și asupra a ceea ce putem face pentru a ne proteja. Dincolo de campaniile de informare, Direcția de Sănătate Publică a organizat și o altă acțiune de Ziua Sănătății, una mult mai vizibilă. Mai mulți asistenți medicali au măsurat tensiunea trecătorilor, inițiativa fiind bine primită de giurgiuveni, astfel că în mai puțin de 3 ore fuseseră făcute peste 100 astfel de măsurători. Ce vă urați de Ziua Sănătății? Ce vă doriți? Să fiu sănătoasă și eu și soțul și toată lumea. Cum a ieșit tensiunea? 12,6. E bună? Abia tot mi-a zis că sunt. Ce vă doriți de Ziua Sănătății? La toată lumea sănătate. Cum a ieșit tensiunea? Bună. Pentru vârsta mea, bună. Sănătate. La fel și dumneavoastră.